Bună ziua și bine v-am găsit la un nou interviu din seria 20 Years of Connecting Europe, realizat în parteneriat cu Huawei. Îl avem de această dată alături de noi pe Alexandru Vasile, Group Leader Purchase Order Department în cadrul centrului zonal European Contract Fulfillment Share Center. Bună, Alexandru, îți mulțumesc că ești alături de noi. Bună, Ioana, și îți mulțumesc și eu pentru oportunitatea aceasta de a purta o discuție cu voi. Spune-ne de când faci parte din compania Huawei și care este rolul tău actual? Fac parte din compania Huawei de aproximativ 3 ani de zile. După o perioadă petrecută în mare parte în domeniul bancar, a fost o alegere spontană când m-am alăturat companiei Huawei, după o lungă perioadă în care am stat oarecum într-un comfort zone în domeniul bancar, dar am simțit că trebuie să fac o schimbare majoră în viața mea și am ales un domeniu total diferit de ceea ce făcusem și totuși studiasem până atunci, cel al telecomunicațiilor, cum este Huawei. Ca și rol, așa cum ai prezentat și tu la început, sunt Group Leader în cadrul departamentului European Contract Fulfillment Share Center. Este un centru zonal de servicii al Huawei-ului pe care acesta l-a deschis în România. Sunt Group Leader, așa cum am spus. Mai interesul tuturor este un departament ce se ocupă de comenzile primite de la partenerii noștri din toate țările cu care lucrăm. Responsabilitățile mele sunt, pe de-o parte, mă ocup de procesul intern, de standardizare și de optimizare din punct de vedere tehnologic, dar totodată conduc și o echipă de 5 oameni cu care lucrez zilnic și care îmi raportează rezultatele echipei și mă ocup de oferit de traininguri și le ofer într-un fel posibilitatea de creștere în companie, așa cum am avut-o și eu. Mă ocup de mentorat pentru ei, mă ocup de probleme personale în cazul în care aceștia au probleme personale, pot veni la mine să discute și încerc să le ofer suport operațional în cazul în care întâmpină probleme în operațiunile zilnice pe care ei trebuie să le îndeplinească. Și ce înseamnă pentru tine schimbarea aceasta pe care ai făcut-o de la banking la o companie din tehnologie precum Huawei? Ce înseamnă Huawei la urma urmei pentru tine? În momentul de față, pentru mine, Huawei este ca o familie. Înseamnă locul unde am fost primit cu căldură și am putut să mă dezvolt din punct de vedere personal, dar și profesional. Mi s-a dat oportunitatea să mă implic activ în activitățile lor interne și să pot veni cu ideile personale pentru optimizarea proceselor pe care ei deja le aveau. Ceea ce m-a atras mult mai mult decât domeniul anterior, în care, într-adevăr, bankingul este un domeniu mult mai riscant, da? Dar deocamdată consider că bankingul a rămas la un nivel rigid din punct de vedere al operațiunilor, iar Huawei mi-a permis să mă dezvolt profesional prin libertatea de a veni cu idei, de a propune proiecte, ceea ce consider că este foarte important pentru orice angajat, indiferent de companie, să îi se lasă o libertate majoră în a veni cu aportul propriu. Exact asta voiam să te întreb și eu. Cum ai descrie această companie din punctul de vedere al mediului de muncă? Sau ce ai spune unui tânăr care ar vrea să lucreze pentru o companie precum Huawei? Bun, nu aș vrea totuși să influențez prin simpla mea părere, pentru că eu m-am adaptat repede și am fost bine primit în această companie, dar încă tinerii după facultate, și asta e ca un sfat, sunt foarte dezorientați în ceea ce privește locul de muncă în care să activeze, ca prim job, de exemplu, însă îi îndemn pe cei care vor să lucreze în domeniul în care Huawei face parte să aleagă totuși Huawei, pentru că este un loc de muncă profesionist în care orice lucru este bazat pe o procedură. Dacă pentru unii procedurile par niște lucruri rigide, da, pentru mine procedurile sunt niște tool-uri puternice prin care compania se diferențiază de altele și prin care compania își respectă imaginile. Doar printr-o ordine interioară riguroasă, compania poate să se dezvolte și să ofere angajaților un mediu de lucru confortabil și sigur pentru viitor. Recomand totodată Huawei pentru că este, mai ales în România, un adevărat partener local, contribuie anual enorm la dezvoltarea locală, a creat peste 6.000 de locuri de muncă și cooperează cu peste 126 de furnizori, investițiile locale, clasându-se pe locul întâi în rândul furnizorilor de TIC din România. Ce ne poți spune despre modelul managerial al Huawei? Cum te-ai adaptat la acesta și ce provocări ai întâmpinat?
E o bună întrebare, pentru că eu vin din domeniul bancar, cum am spus, și vin dintr-un domeniu bancar cu influențe italienești și, după cum bine știm, stilul italian este mult mai flexibil și mai relaxat. Așa cum am spus anterior, Huawei este o companie care este bine pusă la punct din punct de vedere procedural. Orice lucru intern este bine scris și trebuie respectat. Nu am întâmpinat probleme la adaptarea mea în acest context intern și consider că compania tratează cu profesionalism lucrurile și acest mediu profesionist de lucru permite companiei și angajaților să evalueze pe toate planurile, atât profesional cât și personal. Cam asta ar fi, nu am avut probleme în adaptare și ascensiunea mea internă a fost una foarte rapidă. Chiar am rămas plăcut surprins de cum managementul Huawei, da, cu influențe chinezești, s-a adaptat la viziunile românilor care lucrăm în acest moment în cadrul companiei. Și ce așteptări ai de la companie în continuare și de la prezența acesteia pe piața globală? Huawei până acum, pe plan personal cel puțin, mi-a dovedit că poate să-și respecte promisiunile și reușește să aprecieze efortul depus din partea unui angajat. Aștept în continuare să-și mențină aceeași responsabilitate și să nu renunțe la buna imagine pe care și-a format-o în fața unui angajat. Iar pe plan global, mă aștept să reușim și zic reușim pentru că și eu, într-o oarecare măsură, sunt responsabil de prin munca depusă pentru ei, să reușim să arătăm cetățenilor, instituțiilor și alte puncte de interes. Această companie dorește, în primul rând, transparență și totodată urmărește dezvoltarea tehnologiei în favoarea consumatorului. Îmi doresc să ne menținem viziunea și să nu ne abatem în niciun caz de la obiectivele noastre, indiferent de viziunea altor persoane sau companii. Planul nostru clar este să ne dedicăm în scopul de a aduce lumea digitală pentru fiecare persoană, familie și organizație și să construim o lume smart complet interconectată, ceea ce reprezintă și sloganul companiei, Better Connected World. Sună foarte bine și vă urăm succes în realizarea acestor obiective. Îți mulțumesc pentru interviu. Pe curând! Mulțumesc și eu, Ioana!